Stai că pleacă! Stai mă, gata! Hai, hai că mi-ai luat! Traci, nu înjura! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Ia! Ia ține și de bățul ăsta ca să prind eu vârful! Du-te în spate, cârmi! Nu molina! Du-te în spate, așa! Hai, hai, hai! Dă cu ceva, dă că-l pleacă! Gata, au plecat! Hai! Salutare, salutare și bine ați venit pe canalul Pescuit și Pasiune. Am venit pe Dunăre din nou, până mai este un pic de căldură. Sperăm că o să fie o partidă bună. Surpriza mare a fost că nu am avut locuri unde să ne punem. Este în cursul săptămânii și pur și simplu este ocupat peste tot, peste tot, peste tot. Probabil cunoaște zona. Este destul de frecventată. Suntem puțin mai în jos de porțile de fierdui. De data asta o să facem o partidă cu noi protagoniști. Îl avem aici pe Claudiu. Salutare! Își face locul, cușul, mai bine zis, pentru următoarele două zile, unde o să pescuim. Aici e zona. Mergem mai departe cu domnul cu numele de scenă Eduard. Eduard. O zi bună la toată lumea. Și aici un susținător al canalului și mulțumesc mult. El este Dănuț. Oricând. Cu tot dragul. Și-a dorit de mult să facă o partidă cu mine și iată că i s-a îndeplinit visul. Să învățăm. Să învățăm unii de la alții, că până la urmă mai am și eu multe de învățat. Deci două zile o să rămânem aici, să sperăm că o să fie vreme bună și să avem și ceva capturi. Ne facem fiecare zona de pescuit. O să mă duc să-mi fac și o tabără. Ne-am găsit aici mai în tufe. Sper să nu ajungă Dunărea la mine. M-am tras puțin mai în sus să am loc să nu urce apa. Cum văd, până pe aici unde sunt eu acum urcă apa și de aici până la umbrelă unde o să stau mai sunt vreo 3 metri. Sper că nu o să ajungă mai mult de atâta. Apa este acum mare decât ar trebui pentru că văd că sunt multe tufe în apă. Apa e puțin tulbure, nu e limpede, dar lucrul acesta nu ne afectează cu nimic. Haideți să începem partida, revenim după ce ne facem bețele. Am să fac niște nadă pentru mămit, mai mulți peleți, cu ceva viermuș, dar nu foarte mulți, că nu i-am opărit, deci numai puțin cât să-i activez, că după aceea o să-i opărim și o să punem morți. Doar câțiva atât de apel. Îl umectez un pic cât de cât. Și cantitatea asta am să o dau cu un coșulez mai mare de lăbit. O să fac o lăbire grea. Asta e una de care tot mi-a mai rămas. Am băgat-o la congelator și este bună pentru Dunăre, să știți că pe Dunăre important este cantitatea și
dacă vă vine, dacă vă vine peștele pe vad, atunci să-l țineți, atunci o să conteze și calitatea năzii puțin mai mult. Aici o să-mi fac un săi, să știu când scade apa, când crește. Trebuie să știm foarte exact fluctuațiile de apă pentru a ști dacă trebuie să mai mergem mai înainte sau mai înapoi cu pescuitul. O să clipsăm, o să lădim și după aia începem partida. Acesta este coșul de nădit. Nu trebuie foarte strâns, da? Puțin strângem cât să ajungă și în același timp când atinge apa, când coboară, să se și desfacă. Până în clips, atâta putem să aruncăm cu coșul, acolo să și pescuim pe aceeași distanță. Lăsăm să coboare, da? Nu este curent mare, cum v-am zis. Deci o să pescuesc cu 50 de grame. Încercăm să dăm tot timpul în același loc. Cam asta este. Deci 13 ori 3 vine 39 de metri. Deci v-am zis cam la 40 de metri măsurați. Acolo o să pescuim, că acolo am nădit. Acum o să vin și cu bețele celelalte la 40 de metri, dacă este 39 aici și vom pescui. Acum, după ce nădiți tot timpul, s-ar putea o perioadă de jumătate de oră, oră, s-ar putea să n-aveți trăsături, dar după aceea se va activa și o să apară trăsăturile din ce în ce mai des. A venit să bea și el ceva. Se îmbată acum că e ultima lui zi de viață. Dar nu se sperie. Da, păi s-o fi lipit de... Să mai fac o montură pe un băț. Haideți să vă arăt, ia uitați ce metoduri mi-am făcut. Am aici de 77, de 73, de 100. O să pun unul de 73. Uitați, o să aibă și o contră. E foarte bun că mai agață acolo pe fundul apei. Băgăm tija. Tija vine puțin forțată, băgată. Îi facem o floare. Așa. Și să fim siguri că nu o să mai iese. Foarte puțin, dar foarte puțin, cu un patent. Să nu obturați tija. Gata, e foarte tare, e bun. Partea cu două este mai grea și va fi partea din față.
tija o faceți cât de lungă doriți și cam asta este plumbii făcuți acasă. Clau o face acum în Ada, să vedem dacă o face bine. Eu cred că o fac bine, acum vedem rezultatul final. Scoți pe el ca pe butelie. Mai punem niște apă. Asta este prima umectare. Da, după vom lăsa undeva la 15 minute să-și treacă ea suficient și după, dacă mai e nevoie, vom apela la pâs-pâs, să-i zicem așa, o stropitoare. Cred că voi lăsa așa până-și trage. Da, este foarte important după prima umectare, când luați, să-l strângeți așa, să faceți bulgărul, v-am mai arătat eu, și în momentul când l-ați făcut, dați așa cu el, vedeți, și nu s-o spart, și atunci e bună prima umectare, dacă apăsați cu mâna așa se desface și este ok. Acum îl lăsăm așa, îl sităm și după aceea, după 10-15 minute, o să îl reglăm din stropitoare. Bun! A trecut textul, Claudiu. Da, să vedem ce fac băieții aici. Ia uite, porumb fermentat. Cu țuică de prună. Cu țuică de prună, auzi. Foarte fain. Și miroase, e și moale. Hai, ce le place la pești. O să fie nebunie. O să bage și niște bețe la crap. Să-i chemăm. Să-i chemăm. Imediat intră cu barca și poate intră. Sperăm. Încercăm. Aruncă cu băiatul. Hai că merge, merge, te pricep. Hai ce puta câine, bă. Eu o să fac nada care o am în peste acum, de la Active Days, un cereal, un mix de cereal, mai bine spus, cu diferite grade de colare, cum vedeți aici. O să iese pe piață în curând, până atunci să pescuiesc cu ele. Deci ne vedem și cu capturile. Bineînțeles că udăm puțin și încercăm să spargem cu culoașele. Ia uitați, așa se face, ca o mămăligă. Asta o să fie nada. Prins Dănuț, primul caras. Ia uite ce primesc. Dăm o pupă și eliberăm. Ce s-a dus. Bravo! Bine, cât mai mult! Felicitări! Da, am început băieții să prindă. Eu încă nu mi-am făcut toate brețele. Eu am probleme, mi-am trebuit vreo 2 ore până încep partida. Dar important este că peștele e aici, ne-a dat speranțe, bate vântul puțin mai tare, dar să sperăm că o să fie bine.
până la urmă. Mai am să fac un băț, pescuiesc cu două fidere și cu un băț o să dau la răpitor sau văd eu cum o să fac, dar în general cu două bețe o să pescuiesc. Cum a vine? Hai de mine! Cum a vine? Vine, mă! Omule, ăsta e adevărul, doi! Doi, mă! Peste mare, peste mic, la Edul la Kirling! Bravo! Bravo! Ia uite, câte doi, câte doi! Câte doi, așa se-i acum mere bine! Ce eliberare frumoasă! E eliberare frumoasă, îngăleată până ajungem la apă! Acum! Încet! Încet! La ce monturi dați? Cu ce dați? Cu cârlige. Prima a plecat. Al doilea au mâncat viermi. Doamne ferește! Te-aș pupa, dar mi-e frică că vomit. E rău de la mirosul ăsta de pește. Acum trebuie să mă spăl pe mâini. Asta e, Eduard. Aveți grijă să nu răsturnați icrele de Manciuria, că dau la icre, la bobă de icre. De păstrăv. I-am dat la păstrăv dacă în culorul două plătici. Așa este în viață. Mi-am dorit niște somn. Păi ne-ați luat azi noapte? Da. L-ați prins unul de 5 ore. Da, am prins unul de ore bune astăzi. Nu a fost așa frig, a mers bine somnul. Vă rugăm frumos, dați-mi doi vermișori de acolo. Nu, 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 tot de acolo, din partea dumneavoastră, de acolo. Ui bolovanu și borcanu. Așa, ușor, 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 că le era capacul, mulțumesc mult. Deci unul, că n-am ochelare acum. Doamne Dumnezeule, ce bine văd! Te întorc invers acum, că nu se bagă în fund. Deci pescăște cu o montură cu plumbul în față și două cârlige pe fir. Cârligele sunt de 12. Pune... Câți viermi puneți? 3 viermi. 3, mă, 3. Direct în piele. Nu, mă, un pic în piele. Că nu văd bine că cu ochii mei. Da. Bun, e. Și aici să vedem. Exact este toți trei, uitați, unul roșu, unul verde. Și unul albastru și e gata pregătit, aveți grijă. Domnule, doi deodată. Acum o lansare de profesionist. Oblun golul ăla acolo. La jumatea Dunării, da? Aur pe malea, doamne. Și acum... Trebuie un pic să întindem că... Îl bag în bureanul. Cu pe doamne. Perfect! Revenim cu alte capturi. Vă place la Dunăre? Nemaipomenit, nici nu am cuvinte la plină. Să sperăm că prindem marea captură. Dă-i că pleacă! Dă-i mă odată! Hai, hai că l-ai luat! Vă, tare, tragi, jurat! Tragi, nu jura! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Ia! Ia, ține și de bățul ăsta ca să prind eu vârful! Du-te în spate, cârn! Nu molina! Du-te în spate, așa! Hai, hai, hai! Dă cu ceva, dă că-l pleacă! Gata, au plecat! Tvaaai!
Du-te, du-te la bățută că poate ridică-l. Că poate se agață de fir. Hai că l-am agățat. Hai, încet. Încet. Hai că s-a agățat ăsta bine. Hai. Hai, încet. Vino, vino cu el în spate. Du-te în spate. Ia bețele ăștia de aici. Vezi că... Hai. Gata. Dă-i, 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 dă-i. Unde dai? Dă! Ce faci? Dă, dă peste, dă peste el. Așa. Hai, hai. Hai că la mine numai stâncoșuleț stă. Nu, nu, vino încoace. Te lung să prins firul ăsta aici. Că uite, numai încoșuleț stă și o să scape imediat. Hai, bagă-te în ea. Hai că țin-o de ea. Ai grijă cu bețele. Hai, 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 hai. Hai că pleacă. Atât, măi. Gata, ține tu de bățul ăsta. Nu, nu molina, că schirele încălcite. Ține ăsta. Dă firul ăla jos. Rupe-l. Dă-l într-o parte, gata, hai. Gata. Vezi că e montura ce ai făcut tu. Gata. Hai să vedem ce i-ai avem. Hai. Pregătește un minciog. Am, 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 am. Ce aveați aici? Ieri. Sunt curios. Bă, se... Gata. Stai, încet. Perfect, aia înseamnă că e cârligul mic, e de 12. Mamă, fii atent. Gata, hai, sper să-l scoatem. Că e mare. Că se simte bine. Da, păi îți dai seama că are cârligul mic. Uite. Hai să nu meargă acolo la ălea, știi? Păi el e destul de departe deja. Păi îți dai seama. Da, dai grijă că e subțire struna. Păi eu știu, păi de acum. Las că ne descurcăm. Nu mai jurați că e. Uite unde e, e în drept acolo, încă mai e. Poho. Încă mai e. Ia uite. Noroc că l-am văzut, mă! Că altfel plecare! Nu punea neerul dator la mine cu câteva milioane. Eu am dat pe un milion de la trei! Hai că uite, ăsta ne scoate din sărăcie dacă îl scoatem. Lampă, lampă 100%, da? Da, aici știi ce s-a întâmplat? Eu pun pariu că aia e. Eu cred că a intrat un peștișor. A intrat un peștișor pe ag mic și a dat un șalou mai mare în el. Dar să sperăm că nu-i dă drumul și... Orm reană. Îți dai seama? Nu, nu, e șalou, mai mult ca sigur. Dar ideea e că e cârligul mic, cârlig de 12. Nu, nu. Să nu ridici. Încet. Lasă-l până vedem încă. Băi, să firele încet ca să nu tragi să-l scoți din... Ha? O trecut peste? E peste fir? Ca să nu ridici, uite-l, uite-l. Nu mă, e somn, mă. E somn, mă. Nu trage dacă e firul acolo. Uite, uite. Hai. Bine, mă! Hai, hai, ridică așa, atât. Ține-l, trage-l, trage-l, trage-l. Bine, băieții! Ai grijă. Ai grijă, ai grijă la bețe, bețe, că rup vârful. Ia uite. Lasă la mine. Ia să dau de băut. Gata.
Ia, desfă ăla. Ce are în gură? Hai să vedem stai, ce... Stai, stai, că acum e mister. Aici e misterul, da? Deci bun, cu... Ăsta puc... Vezi vârful de ăla, așa. Gata, pune-l jos pe crăcan. Lasă-l ăla în col, hai aici cu el. Ăsta aici. Hai să vedem cum s-o prins, că ăsta e un mare mister aici. Deci ia uitați-vă. E cârligul. Da, exact de cârlig. E pe cârlig de 12. Exact pe cârlig. Ia uite. Cu cârlig de 12. Prins. No, ce se mai ăsta rupem aici, că na, nu mai iasă, că a intrat în brahi. Adu un pic pensa, apuc. Nu, nu pot. Pe care? Nu. Hop, hop, scoate-l! Uite, a intrat în brahi aici. Lasă-l, rupe-l aici. Rupe, mă, stai. No, uite ce repede s-a rupt. Ia să-l arătăm. Hai, ridică-l așa în sus. Da? Are bine, ia. Naidu! Campion! Ia! Ai, hai! Na! Noroc să ai, noroc că... Ai! Îi băgăm un juvenic la tine? Sau ții mâncă pe ea? Sau câte juvenic? Nu! După două ore am prins o plătică mică. Ei, ei. Plăticuț. Cam asta e. Da. Nebunie de seară cu smerină și ceapă. A, uite ce avem noi aici. Opa, așa. A, ce fain. Am dat un pic cu ea. Da-i frumos. Plătica, plăticuța. Faină, dar e rară. Avem unul pe aici. Am sunat la ăsta. Să vedem. Plătică de plătică. Ia să vedem ce avem noi aici. Mai avem ceva. Ia, ce-o fi, ce-o fi. Oh, oh, ce gorjancă. Plătică de plătică. Ia uite. Ce faine. Ia uite. Plătică de primă oră de noapte. O nebunie. Dar nu să sperăm că o să scoate peștele. Ia să vedem. A avut o trăsătură faină. Nici acum nu murim la acolo. Ia uite, o plătică faină.
Bă, ce fain e. Ia, ia, du-te, du-te, nu, 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 nu ridica, că dacă ridici, plătica are gura mare, moale. Și e, ia uite-l, bravo! Fac juvelnicul! Deci, la plătică să nu ridici, nu, că are gura, că are gura moale și imediat, imediat îl ia. Dar ăsta s-a prins bine. Avem o trăsătură pe ăsta, stau cu cotuțelul jos, ia să văd repede, ia să vedem. A început să mănânce acum. Să vedem dacă și scoatem, că avem deja. L-avem. Ia să vedem ce avem aici. Ia uite. Ah, dita mai somnul. Pitic, pisicii lui. Ia uite ce mare. Vă dați seama cât de mult s-au înmulțit ăștia. De, ia uite cât de mare. Ia, pisicii lui. Incredibil, incredibil. Da. Ia să vedem. Vine sau nu mai vine? Hai, 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 hai. Opa, plătica. Ia uite-o. Ia uite. Ia să vedem. Ia uite. Tot o plăticuță. Deci altceva, nimic. Cred că e a 10-a plăticuță. Asta e. Mai insistăm. Poate intră și carasul. Thank you.
Aici am să fac o montură de crap. Am un plumb de 120 de grame. Un opritor, o bilă de cauciuc ca și opritor pentru a proteja nodul, un vârtej, un fir textil de 10 cm, un cârlig de 6, 3 boabe de porumb și aici avem un opritor pentru a ține porumbul cât mai compact. Așa arată montura de crab. Distanța asta aici, dacă vi se pare mai lungă, puteți să mai dați o dată de două ori așa peste și atunci îl apropiați cât mai mult de cârlig. Cam așa arată. Să sperăm că o să fie montura norocoasă. Haideți să-i dăm la apă, să vină crapul. Avem aici o trăsătură. Ia uite. Ia să vedem dacă am și reușit. Cred că ceva mărunți. Până acum tot plătici micuțe am prins. Să vedem dacă l-am luat. Se simte ceva. Avem o plăticuță. Sau ce e plătic? Nu, e un mărunaș. Un mărunaș, un românaș. Dăm drumul. Sperăm că vine altul. Să încărcăm. Bine că nu ne-am vărsat berea. Am schimbat un pic culoarea năzii. Dau cu o nadă mai roșiatică, mai colorată. Am amestecat câteva culori aici să văd. Poate se schimbă ceva. Asta este. Zici că vii, că te relaxezi, dar în momentul când deja nu ai trăsături ore întregi, parcă nu mai e relaxare. Dar să vedem ce se întâmplă. Mai este destul până de seară. Să sperăm că va fi o schimbare majoră și vor veni și peștii. O să merg să caut alt loc. Aici chiar nu avem nicio șansă să prindem ceva. O să mă duc acum cu Clau în altă zonă. Avem ceva informații că ar fi în altă parte un loc mai liber și ar fi poate mai bun. Haidea să vedem unde ajungem. Sperăm că o să fie un loc bun și să putem să ne mutăm. Aici e destul de ok locul, dar nu se prinde nimic în toată zona asta. Da. Hai să vedem unde ajungem. Am ajuns într-o zonă, suntem la Gogoșu, dar nici aici în zona asta nu se prinde. Sunt aici niște oameni. Deci câte bețe sunt și nimic nu se prinde. Asta este. Mai căutăm, poate găsim în altă zonă. Cu cât că mă așteptam să se prindă cel puțin aici, oamenii aceștia sunt de 3 zile. Au... Nici nu pot să număr câte bețe au. Dar tot degeaba. Deci clar că nu mănâncă peștele pe Dunăre în zilele acestea.
mai merem, mai căutăm, mai vedem, ne mai stresăm și toate o să fie bune până la sfârșit. No, am ajuns în altă parte. Cum știți unde sunt, la locul care de obicei vin la pescuit cu Pepe. Să vedem cum e zona. E apa mare. Cam aici este, ia uite, până la pădure. Mizeria, normal că este, tot timpul rămâne ceva în urma noastră, deci cam asta este. Nasol, nasol, nasol. Din păcate, asta este. N-avem loc nici aici să pescuim. Clar. Mare apa, deci n-are rost, pur și simplu nu are rost. Cu cine mă întâlnesc eu aici? Să vedeți numai ce soartă avem. Ia uite, domne, pe cine văd eu? Ia uite, fii atent ce au luat el aici. Ia uite, felicitări, iată. Mulțumesc. Nu, bine. Ovidiu! Închisă. Păi au ce te întrești? Nu, că am văzut mașina. Dar s-a dus în col. Acolo ai pe asta, acolo, chiar acum. Nu. La cărlici de 12 pe covenișoi. Foarte tare. A avut o trăsătură. Aici ați stat. Da. Am avut o trăsătură, acum vreo 2 ore, la Bob, de conservă. Dacă ai cârlic de 12, dar să-i 10 metri. Facem niște cârnați, să facem cu fasole. Cârnați afumați. Numai bine. Am avut o trăsătură acum. Acum de dimineață, iasă soarele, se încălzește, să vedem ce este. Sperăm că nu e plătică, că ea nu știu câta plătică, mama ei, e un morunaș mai... Opa, am luat și un fir, dar nu e firul de la băț, ăsta e un înaintaș de-a meu, care mi s-a rupt ieri, numai bine că l-am recuperat, foarte bine, la murnașul ăsta de-am drumul. Ia să recuperăm noi frumos montura. Așa. Ce înseamnă să dai în același loc, clipsat, ia uite. Ia să vedem. Oho, vine cu tot cu montură. Deci, ia uite-l. Opa! Mi-am recuperat montura. Fericire pe capul meu. O trăsătură. Bineînțeles că tot unul mic. Mic și grăsuț. Asta este. N-avem ce să facem, ăștia sunt pești. Mai amari nu vor să mânce, când mâncă ăștia mici, ăștia mari beau apă acum. Dar noi insistăm, schimbăm culorile la vaftere care le avem pe toate, le probăm. Poate găsim una câștigătoare. Avem și trăsătură mai pe al doilea prag. Prima oară când mi se agață aici. Aici a intrat peștele. Avem ceva. Să vedem, să vedem. Ia să vedem ce este aici. Opa, un mărunaș.
un românaș mai frumos, așa. Morba vine, că e mai frumos, mai... Cât de cât, cât de cât. Dai, dăm drumul și la asta. Dăm drumul sau nu-i dăm drumul? Dăm drumul. Du-te și aduc altul mai mare. Ia să mai încerc o dată tot pe lungimea asta. Și dacă mai prind, atunci o să vin cu toate bețele pe aceeași lungime. Avem o trăsătură pe bățul ăsta. Ia să vedem. Văd că tot pe al doilea prag am, o să mut acum bețele, să mai mut un băț tot pe aceeași distanță cu ăsta. Ia să vedem ce am luat noi aici, o plăticuță, ce putea altceva să fie decât veșnica plăticuță. Teroare, teroare, teroare. Teroare. Ia uitați-vă, ce pește este acesta? Să fie avat, pui de avat sau... Deci pește de Dunăre, da? Seamănă cu obletele, da? Nu e oblete, că e prea gros. Să-i dăm drumul, să-mi spuneți ce pește e, dacă îl recunoașteți careva. Victorie! Oba, plătica! Plătică de plătică! Lucrurile încep să ia. Spre făgașul mai bun. Adică în sensul ăsta. Of, of, măi, măi. Plăticuță, plăticuță, nada rezistă, pești vin și pleacă, soarele imediat apune și așa mai trece o zi din viața noastră, poate mai bună pentru unii, poate mai rea pentru alții. Ce să facem? Am schimbat și nada. Am schimbat și vafterele. Lucrurile sunt frumoase când ești la pescuit, așa zice lumea. Când ești la pescuit, ce frumos e. Este frumos, dar dacă nu ai trăsături, după câteva ore, după jumătate de zi, parcă nu mai e așa de frumos. Ia să vedem. Am dat exact în prag. Ia să vedem cum stă, îl scot. Să vedem ce se întâmplă aici. Dai, 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 dai. Hai, trebuie să mă bucur de soarele ăsta, cu cât că e în fața mea și mă cam deranjează, dar imediat după ce apune, începe și frigul. Nici nu știu să mai schimb vafterele. Îi pun un bicolor. Ia să punem unul din ăsta, al cu portocaliu, ce e ăsta, mango cu ciocolată. Ia să vedem.
până acum am avut galben cu portocaliu, acum punem nadă. Of, of, măi, măi. Ai, ai. Ia uitați ce bine arată. Și să-i dăm acolo la buza stufului. Da, un pic mai aproape, că în depărtare tot am dat, să vedem acum deasupra pragului, poate, poate. Plăticuța la doi vierni, la coșuleț. Gata! Cum merge pescuitul azi? Slăbuț, activitate la cei mici, dar să ne relaxăm puțin, cred că e ok. Adică tu dai la coșuleț? Am picărele la coșuleț, 40 de grame și am și fiderele de 4,20 la pop-up-uri, dar acolo slăbuț. Poate la următoare ieșire mai multă activitate pe ele decât pe picăre. Vom vedea. Fire întinse. Dacă în alte părți e plin de ploșnițe, ia uitați aici, e plin de muște, frate. Nu pot să-mi dau seama, deci peste tot e plin, plin, e plin de muște. Ia uite ce e aici sub carte. Plin! Măcar ăștia sper că nu vin acasă cu mine. Uită-l! Ia uite că avem noroc să avem o trăsătură în direct și în reluare. Poate începe peștele să mănânce acum la sfințit de soare. Ia să vedem că e ceva mai mărișor. Hai de mine, o plătică! Ia uite-l! Mâncarea tata să-l mănânce. Ce frumoasă priveliște acum, soare, plătică frumoasă. Fain. În dimineața asta e foarte frig. 0 grade mi-au arătat pe telefon. Sunt cam bognă. Noroc că am haine groase, m-am pregătit, am și mânuși. O să începem partida așa cum trebuie. Asta este nebuneala mea. Câteodată exagerez. Iarna nu ne așteaptă, iarna vine peste noi, peștii nu vor să răspundă cum ar trebui. Acum vom vedea cine rezervă ziua de astăzi. Dunărea a început să scadă. Acum să sperăm că o fi benefic, dar nu prea cred. Vom vedea ce prindem astăzi.
Ăsta e un hupi de dimineață. S-a agățat în clips. E frumos. Nu-i prima oară. Acum, pe frigul ăsta, suntem foarte expuși la greșeli. Sunt mâinile înghețate. Ia uite. Să aveți tot timpul o cârpă la îndemână, că în 5 minute vă faceți țurțuri pe mâini. Hai, hai. Urât. Cred că asta e perioada în care foarte mulți pescari își pun bețele în cui. Nu e un lucru rău, pentru că deja aici nu mai este pescuit de plăcere, începe pescuitul ăla de nebunesc. Acum încolo deja îți bagi boalănoase, cum se zice. Acum să vedem dacă ne-o trage, nu ne-o trage. Până se luminează de tot, până iasă soarele, este destul de complicat să pescuiești. Ne-am luat mănușile, că este de frig. Hai, hai de pește, hai de pește, hai de...
Vedem, hai, încerc, curaj. Hai. Ia, ia să vedem, l-am vrem. Avem ceva, parcă vine ceva. O plăticăță, ce poate fi mai frumos? Un caras. De era caras, era mai bine. Așa. E bună și o plăticuță care o să-i dăm drumul. Asta este. Să-i dăm bătaie înainte. Bine că s-a mai încălzit un pic, că mai înainte nici n-am putut filma, că am mai prins câteva. Dar pur și simplu mi s-a descărcat bateria de la frig. E groaznic. Ia să dăm. Avem trăsătură aici. Este normal un pic. Se simte ceva. Ce poate fi decât un pește. Din păcate nu e caras. Este. Bine că este. Asta este. Dacă e bun, dacă ar fi măcar trăsături mai des, ar fi și mai frumos pescuitul. Da, așa. Ne mulțumim cu ce ne dă. Ia să vedem. Am avut o trăsătură faină. Trebuia să fie ceva mai mare, un pic mai mare, în sensul că mai mare decât ceilalți care i-am prins. Foarte mare. Da. Ce putea fi decât un răpitor? Un răpitor, un șalou. Da. Ia uite-l, mi-am luat firul pe bățul ăsta. Ia uite-l aici, ce hotărât a fost el. Deci vă dați seama că o dat în peștișorii care erau acolo. Pentru că nu o să
prinde șalău la pop-up, nu? Of, of, of. Nici pescuitul nu mai e ce-a fost. Nici pescuitul nu mai e ce-a fost. Prin somn la viermișori. Și acum la pop-up. Un strapazan, cum se zice. Să-i și dăm drumul. Să se ducă. Da? Să nu mânci prea mulți peștișori, da? Da, să ne vedem peste un an, doi. Da. Bine că nada rezistă. E important. Da. Să vină altul. Cam astea sunt pești. Pești, 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 pești mic și pește mare. Asta este. Pleacă să-l mulți până toți.